ale salarizării, sporul, indemnizații se calculează la constatul la salariul din decembrie. Mi s-a promis de nenumărate ori că se va rezolva această problemă. Începând din iunie, în septembrie, suntem în octombrie, nu s-a rezolvat nimic. Sigur că am preferat ca toate aceste probleme să fie rezolvate prin dialog, pe calea dialogului special, numai că suntem nevoiți în continuare, pentru orice drepturi care sunt reglementate, dar nu sunt aplicate prin aplicarea legii, să ne adresăm instanțelor de judecată pentru lucruri care sunt banale. A doua nemulțumire este legată de demajorarea salariilor începând cu 1 ianuarie 2018 prin transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, deși în cadrul legii 53 din 2007 și legea salarizării ne sunt stabilite creșterea salariului 20%, prin artificii de acestea găsite în permanență de guvern, s-a ajuns ca salariile să nu mai crească, prin metoda aceasta, trecerii contribuțiilor la salariat și să nu mai plătească angajatorul contribuții. O nemulțumire poate de mai mare importanță decât celelalte două prime, dar care sunt atât de actuale, o nemulțumire mai mare este legată de poziționarea noastră în cadrul grilei de salarizare a bugetarilor, într-o parte foarte de jos a grilei. Suntem în prima prime de jos a grilei, deși în permanență, prin declarații, dar și prin legi, prin acte normative, noi, educația, am fost declarat prioritate națională. Vedem de prioritate națională. Practic, prin această poziționare, mi s-a stabilit condiția socială, statutul social al angajatului din învățământ. Sigur că, prin aceasta, practic, percepția opiniei publice despre noi, despre profesori și, în general, despre sistem. Faptul că suntem poziționați aici, faptul că învățământul nu se alocă o finanțare de 5% din 4% de învățământul, face ca meseria didactică, alegerea unei cariere didactice să devină neatractivă pentru tine, să nu fim în stare să atragem tinerii calitate în învățământ, să compromitem în perioada următoare reintegralitatea învățământul prin politicile duse de minister, de guvern și de parlament. Un învățământ care este subfinanțat nu poate să fie un învățământ modern.